Unde oamenii nu au fost uniți. Asta ce spuneau, forează, bagă dinamită, bagă o travă, explodează, vor face cutremure, vor face toate necazurile. Dacă suntem uniți, și am văzut la Curtici, au fost acolo două săptămâni, 1500 de oameni. Dacă suntem uniți, nu trebuie să ne batem cu ei. Nu mai stăm și pe pământul nostru și din apărăm. În mod sigur nu vor putea face nimica. Dar, repet, nu se opresc foarte greu, îi putem opri, pentru că banii sunt incomensurabili, enorm de mult. Știți cât de scump este gazul, vă dați seama ce urmează și pentru acest ban ne dezumanizăm. Haideți să fim umani, să fim oameni serioși, să nu îi lăsăm pe cei care sunt plătiți, pentru că cei care sunt răufăitorii să se bage între noi, sunt plătiți toți așa cu bani mulți, ca să provoace scandaluri. În momentul când s-a provocat un scandal, zice, domnule, trebuie să intervină jandarmii și poliția să facă dreptate. Dacă noi avem grijă între noi, dacă vor veni, când vor veni, dacă noi avem grijă să nu intre nimeni răuvoitori, vom izbuti sigur. Înainte de a da cuvântul colegilor mei, preoților, vreau să vă spun că ne-am mobilizat toți primarii și îi rog și pe cei din Macea, tineri, o să se ocupe cu adunături de semnături. Deci o să adunăm semnături, deci locuitorii comunei Macea și satului Sfânt Martin, o să încercăm să fim toți puși pe hârtie, pentru că colegi primari din Sibiu, din județul Sibiu și din Brașov, au câștigat în instanță la Curtici, care ați fost, ați auzit că hotărârile Consiliului Local, care deși le dăm noi, că nu vrem gaze de șist, au fost atacate și consiliile locale au pierdut. Deci au fost nule, pot să zic. Dar în localitățile de care v-am amintit, au câștigat în instanță. Normal că se mai poate face recurs, dar exact cum zicea domnul director, dacă suntem uniți, putem ca să câștigăm, pentru că de-aia avem și judecători și cei care ne reprezintă acolo și judecă, cred că și ei, că și ei au copii și familie. Dintre colegi, domnul direct, cine mai vrea să... Domnul primar. Domnul primar de la Curtici. Dragi pacienți, Curticeni, dragi curticeni, că sunt și curticeni aici. O să vă spun o vorbă auzită zilele astea, care spunea că viața e ca și o carte. Poți să întorci filă cu filă, dar nu poți să rupi nicio filă. Eventual poți să rupi carte. De ce m-am ridicat în picioare? Ca să vă arăt că, în ce privește mediul, noi am rupt file. Deci, generul până la vârsta la care o am eu, s-au rupt niște file. Uitându-mă pe scenă, am văzut aici două generații la distanță destul de mare. Bună ziua! Cum vă numiți? Olan Treanu. Câți ani aveți? 83 plini, până pe 4. Faci treabă. Când ai fost dumneavoastră copil, ca și copilul ăsta, de unde bea apă? Din fântâne, dacă așa cum am păstrez fântâna. Am și băgat așa în pământ pompe, dar mie îmi place din fântâne. La câți metri? La
9 metri îi pun la apă, că la noi nu suntem pe tâmpă sus și apa e mai jos. Mulțumesc, Aștept. Pe tine cum te cheamă? Cuvăzan Simon. Tu de unde bei apă? La robinet. Și apa de la robinet și de unde vine? În fântână. Ce adâncime? Nu știu. Vă mulțumesc. Dimineață, doctor, că generația care urmează acum să se nască, copiii care se vor naște și care sunt foarte mici, au toate șansele să vor înaintea părinților. Datorită pălării, generația noastră, cum zic generația noastră, mă gândesc la generația mea, de generația trecută de 45 de ani până la și așa mai departe, a mai fost odată prostită. Vreau să știți ce a făcut cu mediul, pentru că nu s-a făcut ceea ce trebuie. În țara asta și în țara asta am distrus pânza freatică de unde mai aș intra în apă. Nu mai putem bea apă de la 9 metri. De ce? Pentru că am făcut pristere din fântâni. Am aruncat tot ce vreți și ce nu vreți peste tot. Și am distrus o pânză freatică. Deci pânza de la 9 metri distrusă. Copilul, cum ai spus, cum te cheamă? Simon bea apă de la robinet, de la fântânire, de la, nu știți de unde, de la Zimar și așa mai departe. Aceste puțuri au adâncimi mari, peste 100 de metri, 120, 140 până la 300 de metri. Dacă am greșit odată, noi, dacă am greșit odată și am făcut și am distrus ceva, putem repara, dar măcar să apărăm ce mai avem. Să apărăm bani în pânza freatică de la 100 de metri. Dacă nu apărăm, când va ajunge de vârstă pe acest copil și o să întrebe pe altcineva, pe care va mai fi, și o să spună că el a băut apă de la robinet și atunci acel copil va spune că eu am băut apă din meteoriții cosmici. Că probabil numai acolo va mai veni apă potabilă, din cosmos, de undeva, dacă s-a luat și un meteorit. Am vrut să sublinez acest lucru prin acest joc de scenă, ca să vă dați seama de importanța care are și pentru și ceea ce am trăit noi. Deci noi trăim deja într-o poluare. Dacă ne gândim la nepoții care îi avem, la nepoții care vor veni și la toți cei care urmează după noi, este dezastru dacă acum nu facem ceva. Subliniez încă o dată, să nu se interpreteze sub nicio formă. Noi nu avem nimic cu nicio societate, nici cu șevromul, nici cu nu știu cine, nici cu nu știu cine, cum scria un ziar după demonstrație de la comunitate. Atenție! Nu ne-am adunat aici ca să demonstrăm împotriva vreunei companii. Protestăm împotriva unei metode care distruge solul. Așa cum alte metode au distrus până acum solul, această metodă va distruge ireparabil și va fi dezastru. Metoda fractură hidraulice înseamnă distrugerea totală acestui areal în care noi trăim. Eu mulțumesc, cred că ați înțeles ceea ce am spus, cred că mai o să vorbesc mai multe, și să fim uniți, dar să fim uniți într-un mod cât se poate de inteligent. Adică 1500 la Curtici, 1000 la Macea, nu știu câți la Păuliș, nu știu câți la Sântana, nu știu câți la Dorobanți, dar când vă face suma, dacă suntem inteligenți și disciplinați, s-ar putea să fie câteva mii și așa vom putea să facem un pas înainte, adică să câștigăm. Ce să câștigăm? Liniște și viață pentru nepoții noștri. Vă mulțumesc! Îl invităm la cuvânt pe părintele Gheorghe Moraru. Ca și gazdă spirituală, mă bucură faptul că ceea ce s-a întâmplat cu puțin timp în urmă la Curtici nu a rămas singular. Că ceea ce s-a spus acolo cu atâta tărie, în care s-a pus atâta suflet, nu s-a înrobat sub pământ, fapt ceea ce dovedește prezența noastră astăzi în Comuna Macea, și este de dorit ca să participăm cu toții care avem această posibilitate în toate localitățile care au fost menționate aici, ca oamenii să fie bine informați
ca oamenii să fie conștienți de ceea ce se poate întâmpla iminent, adică imediat, dar și pericolul care răspate peste timp pentru generațiile care vor urma. Și ca toți împreună, ca să nu fiu lung, să putem spune cu tărie și cu fermitate un nu gazelor de șist în vestul țării, nu gazelor de șist în România. Vă mulțumesc! Înainte de a-l invita la cuvânt pe primarul orașului Sântana, domnul Tomoța, vreau să vă invităm duminica viitoare în Sântana, următoarea întâlnire, deci, atenție, presa la Sântana. Bună ziua tuturor! Mă bucur că și astăzi suntem într-un onor așa de mare aici, în această sală, pentru că și în urmă cu două săptămâni la Curtici am fost într-un număr foarte mare. Ceea ce mă face să sper și sunt convins că fiind uniți, fiind într-un număr cât mai mare, suntem o forță care va putea să se împotrivească acestor interese, cum spunea domnul Muscă, interese ascunse și interese financiare foarte mari. Deci dacă suntem mulți și uniți, putem să facem ceva să oprim aceste interese și acest, mă rog, chiar dacă este un proiect de hotărâre aprobat de guvern, putem să facem ceva pentru a opri aceste așa zise explorări care de fapt conform proiectului de hotărâre este și aprobat pentru a face ulterior, dacă vor găsi ceva gazde în această zonă, prospecțiuni și se facă chiar explorări și dezvoltări a unor sonde probabil pentru aceste gaze de șist. Spun acest lucru pentru că este foarte important să reușim să facem ceva să oprim. Să oprim aceste interese ascunse. Vreau să vă spun că și la Sântana au încercat să vină în urmă cu câteva săptămâni bune, dar văzând poziția directorilor de societăți agricole și a proprietarilor de teren care au spus ferm hotărât că nu sunt de acord să-i lase să intre pe terenurile din Sântana, s-au oprit. Probabil că momentan. Probabil că n-au renunțat încă și probabil că vor încerca să intre în continuare. Vreau să vă aduc aminte un lucru foarte important. În partea de vest a țării, unde ne aflăm noi acum, avem un teren foarte bun. Un teren fertil, de pe care s-au obținut recolte record și se vor obține în continuare dacă vom avea grijă de acest pământ. Este un pământ pe care, așa cum știm cu toții, l-am primit moștenire de la înaintașii noștri într-o bună stare. Este pământul pe care ei și-au câștigat existența. Și noi ne câștigăm existența pe acest pământ. Și avem o datorie. Datoria de a-l păstra și de a-l transmite mai departe copiilor și copiilor noștri pentru a-și trăi și ei existența și pentru a putea să trăiască în bun, în bine și cu sănătate pe acest pământ. Deci vă spun că trebuie să facem ceva să oprim aceste interese ascunse. Așadar, Sântana spune un nu hotărât acestor gaze de șist. Suntem împreună cu ceilalți din vestul țării și vom face tot ce se poate pentru a opri aceste interese și aceste acțiuni care pot să ducă la distrugerea noastră a locuitorilor și a cetățenilor de această parte a țării. Vă mulțumesc! 23 februarie ne vedem la Sântana. Vreau să-l invit la un cuvânt pe Părintele Prună din Sunt Martin. Bună ziua sau bună seara tuturor! Poate nu sunt cel mai în măsură ca să aduc și eu un cuvânt, dar mă duc cu gândul la foarte mult timp înainte, când Dumnezeu a zis către primii oameni ca o binecuvântare, crește și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Este vorba de a ne stăpâni pământurile noastre așa cum poate vrem noi, așa cum Dumnezeu și-ar fi dorit să menținem vie moștenirea de la El și fără a cădea dintr-o extremă într-alta, fără a fi, cum spunea și domnul director, pătimaș dintr-un punct de vedere sau din altul, ne dorim ca viața noastră aici pe Pământ să fie liniștită, să stăpânim, spun încă o dată, Pământul așa cum l-au stăpânit și alții înainte noastră, poate făcând apel la istorie cu prea mult preț de sânge, prea multă jertfă, prea multă patimă și consum de energie și de toate celelalte. Și cred că sunt în asentimentul tuturor celor din satul Sunt Martin când spunem tot așa un nou hotărât gazelor de șist.
Vă mulțumesc și Dumnezeu să ne lea gândul cel mai bun ca să putem face ceea ce ne dorim. Vă mulțumesc! Invităm pe Părintele Paroh din Olari, profesor dr. Călin Dragoș. Vreau să vă spun că suntem mulți aici, dar vreau să vă întreb, numai atâția? Numai atâți? Suntem puțini. Prima dată, al doilea lucru. V-am spus și la curte, deci cu asta îi puteți opri. Îi înnebunește faptul că puteți comunica cu ceilalți chiar dacă sunteți singuri. Am spus-o la Curtici, vă spun și aici, dacă sunteți singuri în fața lor, sunați pe ceilalți, sunați televiziunile, sunați peste tot. Asta îi nebunește să afle lumea ce fac. În al treilea rând, am o propunere concretă, pentru că aici e un domn primar dintr-o comunitate maghiară. Scrieți o scrisoare ungurilor de dincolo de graniță, că oricum forează și le ei, dacă or să foreze. Spuneți-le ce vor să facă. Chemați-i aici, invitați-i aici să vadă ce fac românii. Imposibil să nu reacționeze și ei. Deci, dacă suntem două țări, e altceva. Suntem aceiași oameni, ne desparte o graniță, atât. Aceiași terenii și dincolo. Chiar dacă ei au interzis, aici nu interzice nimeni. Dacă statul meu nu mă mai poate proteja, atunci am să scriu o scrisoare papei. Și am să scriu și o scrisoare patriarhului ecumenic. Și am să scriu tuturor câte o scrisoare, să spun, nu mă simt protejat. Eu sunt... Vreau să vă mai spun și al treilea lucru, la fel de simplu. În fiecare săptămână, când au fost amărăței 100 de oameni bătuți de jandarmi la Pungești, în fiecare săptămână, o televiziune franțuzească făcea câte un reportaj cu ei și primeau întotdeauna nota 10. Știți de ce? Pentru că au spus, oamenii de acolo nu se lasă, sunt puțini, dar nu vor. Nu vor, pur și simplu. Uite asta și noi. Ăștia puținii, că suntem extrem de puțini, nu vă imagine, vreau să, să fie foarte clar, suntem puțini acum. Ăștia nu vor. Ceilalți poate n-au timp. Asta îi nebunește și faptul că puteți comunica cu ceilalți. Faceți asta și nu o să foreze în veci aici. Dacă nu faceți asta, se apucă. Se pun pe treabă. Nu o să stea pe gând. Mulțumesc mult! Aș vrea să-l invit și pe Părintele Gheorghe Bozian de la Curtici. Onorată adunare, Andrei mă convocă și pe mine, un mai bătrân puțin, să mă alătur domnului director, domnilor primari, colegilor mei și vouă tuturor, să spunem acest nu pe care pe pânza albă ce-am văzut-o aici era scris. Nu morții. Acolo era chipul morții. Directorul nostru drag și scump ne-a vorbit așa de mult și așa de frumos despre moartea noastră trupească. Primarul nostru de asemenea. Domnul primar de la Sfânta Ana de asemenea. Vor urma și ceilalți primari. Ne alăturăm și noi cei care conducem din punct de vedere spiritual viața credincioșilor noștri să spunem acest nu. Eu, în Biserica Curticiului, în repetate rânduri, în multe duminici, la sfârșit am vorbit despre acest nu hotărât pe care îl spunem. Pentru că dacă ne sunt otrăvite viețile noastre cu apa, cu mâncarea, cu hrana, cu ceea ce avem, ni se distrug trupurile noastre. Ca preot mă întreb, aveți dumneavoastră, cei care ne conduceți, aveți dreptul să ne omorâți și sufletele noastre? Aveți dreptul acesta ca să apelați la viața noastră, care nu este a dumneavoastră, este a lui, a lui Dumnezeu. Pentru ce? Domnul director ne-a spus, pentru bani. Care bani? Banii cu care ne vindem țara. Să cedăm chiar așa ușor? Să nu ne întrunim?
Acum facem teorie. Dar teoria trebuie să se transforme în viață. Vorbele trebuie să se transforme în viață. Fapta e viață, părinte, domnul Padre. Să se transforme. Și atunci, domnul director a spus, vom ieși cu tractoarele, cu combinele și vom stăvili drumurile. Dar nu e suficient dânsul numai să meargă cu atelajele dânsului. Trebuie noi să fim, trebuie noi să ne unim și trebuie noi să pornim la acest drum, pe acest drum care se cuprinde în două litere. N și U. Nu! Nu! Să facem așa. Pentru că în ultima vreme, aproape toți oamenii cu care mă întâlnesc întâmplător sau în mod organizat, mă întreabă, totuși, noi ne întâlnim, ne-am întâlnit la Curtici, ne întâlnim acum la Macea, ne întâlnim la Sânt-Ana, sperăm că în cealaltă duminică, prima duminică din martie, cred că e 2, o să ne întâlnim, sper, la Dorobanți. Totuși, voi ce faceți? Ne întâlnim, cineva ține speech-uri, domnul director explică aici. Noi, în paralel, lucrăm la două lucruri extrem de importante. Aș vrea să vi-l arăt și presa să fie foarte atentă. Adunăm semnătorii. Astea, 4.000 și ceva, sunt adunate într-o săptămână. Mulțumesc tuturor voluntarilor, preoților și primarilor, Faur Daniel, Paul Marușca. Mulțumesc și voluntarilor din Arad, Cosmin Harbei, Luci Tărlan, Cătălin Galben, care vin și e foarte important ca noi să ne auzim. Când vorbim, să avem și aceste planșe, ei vin de câte ori îi chemăm gratuit. Un tuturor, un mulțumesc tuturor. Avem 4.000 și ceva de semnători. Mai avem nevoie de vreo 96.000. Constituția României, la secțiunea 3-a, legiferarea, spune în felul următor. Trebuie să adunăm 100.000 de semnători, care trebuie să provină din 25% din județele țării, iar dintr-un județ să nu fie înregistrate mai puțin de 5.000. Cu toți avem cunoștințe. Am descoperit că tatăl meu are verișoară în Cluj, e profesoară, habar n-am avut, Florica Olaru cheamă. I-am trimis un e-mail cu aceste liste, mii de studenți și așa mai departe. Dacă avem și acolo la Cluj 5.000 de semnători, am hașurat un județ. Ne-am întâlnit ieri la sediul combinatului cu niște pihoreni, un profesor de germană, o doamnă care face costume și așa mai departe în Timișoara, oameni care vor să se implice. Noi, curticeni sau măceni, izolați, nu putem face absolut nimic. Dar împreună cu mai multe județe, foarte mulți oameni, putem să spunem nu gazelor de șist. Putem să propunem o lege. Chiar am lăsat doamnei Simona, domnișoarei Simona Muscă, avocatei noastre, Bianca Barna, câteva idei la care ne-am gândit împreună, specialiștii, juriștii, să ne spună dacă avem sau nu dreptate, dacă putem face ceva sau nu. Nu are rost să muncim în zadar. Dacă nu am face noi aceste lucruri, ședințele noastre, aceste întâlniri cetățenești ar fi în zadar. Vreau să le mulțumesc preoților care se implică foarte mult și preoților și păstorilor de alte confesiuni care astăzi nu sunt aici, dar sunt alături de noi. Preoții întotdeauna au fost formatori de opinie, preoții ne pot ajuta, îi vedeți aici în spate, întotdeauna ei stau smeriți în spate și sunt extrem, extrem de utili. Vă rog pe dumneavoastră că pe lângă faptul că ați pus o semnătură pe o listă și ați făcut acest minim efort, să luați chiar o listă și să mergeți la vecinii dumneavoastră să le spuneți semnați voi. Vreau să vă citesc foarte scurt, am foarte multe liste la mine. Vreau să veniți după ce termină meeting-ul, să vă dau câte o listă. Sau numărul meu de telefon e făcut public, l-am pus pe Facebook, pe afișe și așa mai departe. Luați-l, spunați-mă, la orice oră. Când nu sunt aici, sunt acasă, citesc sau fac alte lucruri. De dormit în ultima vreme foarte puțin. La prefect și la parlament vă lista. Sigur. Tabel nominal. Tabelul nominal privind interzicerea explorării și exploatării gazelor de șist prin fracționare hidraulică în perimetrul EX6 Cortici. Cum spunea Dan Puric,
Oamenii astăzi trăiesc ca un cod de bare, trăiesc CNP. Zona aceasta nu se mai numește Curtici, Macea. Noi suntem deja un perimetru. Sună absolut oribil, porcos. Suntem într-un perimetru. Parcă am fi îngrădit într-o rezervație de, nu știu, de zimbri. Avem un număr curent, pe prima coloană, nume și prenume. E foarte important la dată. Mulți au trecut data nașterii. Trebuie trecută data zilei în care se completează. Date de contact, strada și numărul. Dacă sunteți din Macea, scrieți doar numărul de la casă. La observații, doar dacă doriți un număr de telefon. La localitatea, localitatea de unde proveniți și sănătoria dumneavoastră. Avem nevoie de foarte multe sănători și dacă aveți prieteni în alte județe, trimiteți un fax, scanați asta și trimiteți-o în alte județe. E extrem de important. Aș vrea să mulțumesc și presei. Astăzi a venit mai puțin, poate s-au plictisit, pentru că ne ajută ca vocea noastră să se audă în toată țara și să fim uniți. La inițiativa domnului director, doctor inginer Dimitrie Muscă, într-un proporție de 20%, în 30 martie, vom face meeting-uri în aceeași zi, la aceeași oră, în Curtici, Macea, Arad, Oradea, Timișoara, Pungești, în toată țara. Trebuie să salvăm această țară și aș vrea să puneți acolo o imagine. Dânsul a terminat Facultatea de Teologie. Cine nu-l cunoaște, este din Curtici, este băiatul preotului Moz și este de un voluntarism extraordinar. Și pentru că am pus mâna pe microfon, mulțumim presei, cum a spus domnul Moz, și mulțumim și trebuie să se gândească și ei că și ei sunt oameni ai județului Arad, cel puțin cei de aici, că și ei trebuie să se bată alături de noi pentru Arad. Aș vrea să fac un apel, mai ales pentru tineri. Știu că poate duminica găsesc alte lucruri mai plăcute, mai utile, dar în această perioadă trebuie să fie uniți, ar trebui să ne deplasăm și din Curtici și din Macea la Sântana Duminică și după aia la Dorobant și așa mai departe, să dăm greutate întâlnirilor noastre. Repet, când suntem mulți, unde-ți doi puterea crește. Ei se vor speria, ei se vor gândi, avem o problemă, vor avea o problemă cu noi. Nu vă ascund, repet, încercăm să facem meeting-ul acesta mare în Arad, Timișoara și Oradea și promisiunile celor din Bihor este că au legătură să-l facem în toată țara. Dacă toată țara este odată, nu vor mai putea face nimic, va trebui să se oprească pentru totdeauna, pentru că țara este în flăcări, țara arde și atunci ei trebuie să spună categoric nu. Iar noi le arătăm, domnilor, suntem într-adevăr atâta de uniți, atâta de puternici, încât nu o să poată să treacă peste noi. Aș vrea să vă uitați puțin pe această planșă. Dacă nu vedeți până acolo, o să vă citesc eu. Este o plachetă de marmură în piața Operei, chiar pe clădirea Operei din Timișoara, unde 89 frații noștri au murit și spune așa: vouă, celor care mulți sau puțini, cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care au fost generațiile 89, un singur gând, România. Și vreau să zicem împreună, un singur gând, aș vrea să ne invit la cuvânt pe primarul Comunei Dorobanți, domnul Almași. Mulțumesc! Prima dată vreau să felicit organizatorii pentru această mobilizare, aceleași lucruri am spus și la Curtici. Am auzit până acum efectele dăunătoare ale acestei exploatări a gazelor de șist. De fapt, cu toții trebuie să studiem și eu am studiat pe internet, foarte simplu să știm, să vedem care este rezultatul acestei încercări împotriva vieții noastre. Noi avem dreptul, bineînțeles, în loc de moarte, în loc de distrugere, să optăm pentru viața. Noi optăm pentru viața, pentru noi și pentru urmașii noștri. Așa au făcut și înaintașii noștri pe acest pământ. Da, ideea mea a fost, după ce am studiat efectele
negative, nu dorim în loc de porcine, vite, păsări, să creștem cămile, pentru că urmează o desfertizare al suprafeței pe care nu mai putem decât cămile și nisip vedem. Dar aș dori să punctez totuși câteva lucruri. Noi știm și la Cotici și acum și peste câteva săptămâni în toate localitățile pentru ce protestăm. Am în mâna mea o hotărâre de guvern. Voi citi, pentru că este foarte scurt. Hotărâre numărul 1185 din 4 decembrie 2012. Emitent Guvernul României. Și spune așa, se aprobă acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare, exploatare în perimetrul EX6 Curtici, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și MOL Hungaria Oil and Gas Public Limited Company, împreună cu SECE Expert Petroleum SRL, în calitate de concesionar, prevăzut în anexă, care face parte integrantă acestei hotărâri. Semnează vreo 6 miniștri, nu mai citesc mai departe. Dragi prieteni, deci știm pentru ce protestăm. Cui se adresează protestul nostru? Americanilor? În America, de sute de ani, este democrație. Americanii nu vin la noi cu arme forțat. Exemplu este Franța, nu a semnat acordul. Bulgaria, nu a semnat. Germania, nu. Polonia, nu. Ungaria, nu. Cine a dat acest acord? Deci, pentru cine? Cui se adresează protestul nostru? Eu zic, Guvernul României. Nu facem politică. Dacă ar fi guvern UDMR, tot aici aș fi și acum. Deci nu contează ce culoare politică are guvernul. Guvernul României să nu hotărească în numele nostru. Ne-a întrebat pe noi. Deci, vorbesc cum este, dar ăsta este culoarea statului meu. Da, ăsta este. Mulțumesc. Mie mi-e frică că dacă încet, încet o să trecem prin toate localitățile din zona EX6 Curtici, va trece aproape 2 luni și numai după ce terminăm la toți, încercăm să facem o petiție guvernului, nu! Să facem cât se poate de repede și să încercăm să ne mobilizăm și cred că toți primarii vor fi de acord ca în decurs de 10 zile să adunăm 100.000 de semnături. Să nu stăm până trecem prin acord. Încă ceva. Pungestul este un exemplu, nu știu dacă e negativ sau pozitiv pentru noi. Eu zic că noi suntem ardeleni, și ardeleanul prima dată se gândește și apoi trece la fapte. Mare grijă, domnul inginer Muscă a explicat la Curtici, să nu încercăm să dăm cu pietre dacă cineva vine sau să încercăm noi să ne punem. Nu facem nimic, să știți. Pentru că automat ne atacă jandarmeria că am fost indisciplinați. Am propus și propunem încă o dată să se formeze un comandament la nivel de această zonă. Fiecare proprietar de pământ să aibă telefonul acestui comandament și în caz dacă apare vreo mașină, imediat să știm unde să sunăm. Și procedăm legal. Deocamdată, legea ne apără pe noi. Nu se intră pe teren fără acordul proprietarului. Noi de aceea să plecăm. Mulțumesc frumos și facem tot posibilul în toată zona să nu fiind de acord cu exploatarea gazelor de șist. Dorobanțul, ne întâlnim săptămânal cu agricultorii și nimeni nu va permite, dacă doriți să știți, inclusiv prin consulatul Ungariei s-a intervenit la Dorobanț, să fim de acord și a spus nu. Și vă spun în contrar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar! Aș vrea să dăm cuvântul primarului Grașman, domnului Dema,
stimați colegi, domnule director, preacucernici părinți, onorată asistență, dați-mi voie să vă zic bună ziua. Mă simt onorat să fiu astăzi în prezența dumneavoastră. Vreau să vă felicit pentru că v-ați adunat astăzi într-un număr atât de mare, atât la Macea, cât și la Curtici, semn că vă pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Desigur, toți trebuie să fim uniți să spunem un nu exploatării gazelor de șist. Pentru că fiecare dintre noi deține un petec de pământ, acel pământ câștigat cu sudoare și cu sânge de către moșii și strămoșii noștri, și dacă nu suntem hotărâți și nu suntem uniți, îl vom pierde pentru totdeauna aproape. Cred că nu numai domnul director Dimitrie Muscă trebuie să facă acest demers, cât și noi toți din zona de vest a țării. Pentru că, așa cum bine știți, fără să exagerez, cred că avem cel mai bun pământ din România. Așa că vă rog să fim solidari atât noi, cât și presa și televiziunea să fie alături, să ne sprijine și Doamne ajută să fie un lucru bun ceea ce face și să duce la deplinire. Vă mulțumesc frumos! Vreau să invit gazda noastră, părintele Tudor Budeanu. Dragi măceni, curticeni, prieteni și apropiați întorobanți și din celelalte zone, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru prezența de aici. Aș dori să vă reamintesc că timp de 21 de ani, de când sunt aici, am fost alături împreună în toate momentele, fie de bucurie, fie de necaz. Ceea ce ni se pregătește nouă însă astăzi e o nenorocire și o crimă la adresa vieții. Viața pe care noi, ca și creștini, am promovat-o și o vom promova întotdeauna. Vreau să vă mai spun că în acești 21 de ani, pentru mine și pentru Părintele Morar Gheorghe, a fost o bucurie și o onoare să fim alături de voi. V-am botezat copiii, v-am înmormântat părinții și bunicii și aș vrea să vă pun în copiii pe care i-am botezat. Nu vreau să merg la spitale la ei bolnavi. Vreau să-i văd sănătoși și frumoși. Vreau să cred că în acești ani care vor urma vom avea această demnitate să avem curajul să ne privim în ochi atunci când ne vom întâlni pe stradă. Îmi doresc enorm de mult, foarte mult, ca în anii care vor veni copiii noștri să fie cu adevărat ceea ce au învățat sau ceea ce ar fi trebuit să învețe de la noi în primul rând. Nu vreau să-mi fie rușine când mă trezesc dimineața să mă uit în oglindă și să-mi dau seama peste 10-15 ani că am avut posibilitatea să fac ceva și n-am mișcat un pai. Pentru că m-am temut pentru scaunul meu, m-am temut pentru profesia mea, m-am temut pentru banii pe care i-am câștigat și pentru alte facilități pe care viața modernă mi le-a pus la dispoziție. Vreau să vă spun că modul prin care noi putem protesta este tocmai aspectul vieții. Vreau să fac un recurs la memoria voastră. Un recurs care ne împinge înapoi 70 de ani, la cei ani de după al doilea război mondial imediat. Amintiți-vă la supraviețuitorii războiului. Cu câtă dragoste și cu câtă putere s-au agățat de ceea ce numim noi astăzi viață. Au jucat fotbal și au ajuns în divizia gratis. Au făcut piese de teatru, au construit drumuri, s-au implicat în cultură și în toate gratuit, tocmai pentru ca viața să triumfe. Noi trebuie să demonstrăm că suntem un sat viu, nu un sat mort, că avem comunități care trăiesc. Și în acest sens trebuie să ne mișcăm cât de mult să ascultăm muzică, să ne plimbăm, să jucăm fotbal, să alergăm, să ne mișcăm atât de mult încât ei să ne vadă că n-am murit, că suntem prezenți aici și peste viața noastră ei nu pot trece. Trebuie să ne conservăm modul de viață și modul de gândire. Și acest lucru putem să-l facem împreună. Cu un grup de prieteni din Macea vă promit că în timpul care va urma vom merge pe jos în toată această zonă. Curtici, Macea, Sâmartin, Dorobanți,
chit că sunt 30 de kilometri, vom merge pe jos. Mai mult decât atât, că timpul va fi mai bun, vom merge pe biciclete în toată această zonă. Chit că sunt 50, 60, 70, 80 de kilometri, dacă nu putem într-o zi, facem în două, mergem cu corturile. Dar vom merge. Ca să arătăm că suntem vii, că n-am murit și că peste noi nu pot să treacă nimeni atât cât putem să ne mișcăm mâinile și picioarele. Fiți foarte atenți, că vă doresc mult succes cu voi! Înainte de a ne îndrepta spre primărie într-un meeting și în calitate de organizator, vă rog să fim civilizați. E extrem de important. Aș vrea să vă uitați puțin la acest filmuleț și n-aș vrea să vă explic eu despre ce e vorba. Să păstrăm așa cum se păstrează în biserică, uneori când moare cineva, un moment de reculegere. În urmă cu 500 de ani, Gheorghe Doja și oamenii lui în 9 aprilie se împlinesc 500 de ani, au murit pentru pământ. Între 11 și 14 octombrie 1944, tinerii de la școala de subofițeri din Păuliș, de la Radna, pardon, au murit la Păuliș pentru că apărau pământul. Și vreau să vă mai spun un singur episod din istoria bogată a României, nu din istoria aceea inventată și de legendă umflată, că noi suntem cei mai tari. În 1921, între 1921 și 1926, România a fost pe primul loc din punct de vedere agricol în Europa. Atunci era la putere Partidul Liberal, care nu are nimic în comun, sau cel de astăzi nu are nimic în comun cu cel de atunci. Și atunci doctrina se numea noi prin noi înșine. Vreau să ieșim cu toții în fața căminului cultural și pe lângă voievozii Gelu, Glaci, Menumărut, să ne îndreptăm spre primărie, având în minte și în inimă un singur gând, România! România!